Greutatea corporală nu e vina ta, ci este puterea ta. Andreea este un antreprenor de succes care este extrem de activă, atât în viața profesională cât și în viața personală. Are un soț iubitor și 2 copii minunați și se simte extrem de împlinită. Și cu toate acestea, Andreea se luptă cu greutatea ei de peste 20 de ani. A încercat tot ceea ce se putea încerca până acum, de la înfometare până la detoxuri cu sucuri și chiar postul cu apă pentru mai multe zile. De ce îți povestesc toate acestea? Povestea Andreei este similară cu povestea milioane de femei din lumea întreagă. O femeie de afaceri briliantă, extrem de bună în business-ul ei și o perfecționistă la virgulă atunci când vine vorba despre munca ei de zi cu zi. Însă, în goana aceasta a perfecționismului și a culegerii rezultatelor profesionale, Andreea și-a întors complet spatele de la ea însăși. Adică pe cât de bună este Andreea în meseria ei, pe atât de delăsătoare a devenit atunci când venea vorba să aibă grijă de ea însăși, de ceea ce mănâncă, de apa pe care o bea în fiecare zi, de calitatea și cantitatea somnului. Însă cel mai important aspect este că Andreea și-a întors spatele de la ea însăși, pentru că, de fapt, subconștient, dorea să-și amorțească golul interior pe care îl simțea, dar despre care nu știa. Andreea a crezut toată viața ei despre ea însăși că nu este suficientă și și-a trăit toată viața trecând dintr-o provocare în alta, punându-și ținte tot mai înalte și mai înalte, crezând că, dacă le atinge, nu va mai simți acest gol interior care țipa în ea: orice ai face, nu ești suficientă. Mergând pe firul poveștii Andreei, prin procesul ghidat de psihodietă, am ajuns la rădăcina problemei cu care ea se confrunta de ani de zile. Mai exact, de la vârsta de 4 ani, de când a început totul. Povestea greutății Andreei a început când Andreea avea 4 ani. Andreea se născuse cu probleme de sănătate, o malformație congenitală, iar la vârsta de 4 ani, părinții ei au aflat acest diagnostic și evident că au intrat în panică. Panică pe care i-au transmis-o din plin și ei. În sesiunile noastre, Andreei i-a revenit o amintire specifică. Într-o zi, care părea ca oricare altă zi, Andreea a fost internată de urgență în spital. Evident că, având doar 4 ani, nu înțelegea ce se întâmplă. Vedea doar agitație în jurul ei. Se afla așezată pe o targă care o ducea către sala de operație. Ea se simțea extrem de înfricoșată și lipsită de apărare, fiind înconjurată doar de străini. Andreea își căuta din ochi mama și o căuta cu disperare. Era singura persoană pe care Andreea o dorea lângă ea. Cu coada ochiului, în timp ce targa alerga spre sala de operație, Andreea și-a văzut mama cum a căzut din picioare pe podeaua rece a holului de așteptare. Mama ei leșinase deoarece era foarte îngrijorată pentru copilul ei. În acel moment, Andreea a intrat într-o stare teribilă de panică și a simțit frica de moarte. Însă, pe lângă asta, a mai simțit ceva. Îngrijorarea pentru mama ei a făcut-o pe Andreea să creadă că ea este vinovată pentru durerea mamei. Din cauza ei, mamei i s-a făcut rău și iată, a căzut și a dispărut. Copilul de 4 ani, prin fața căruia se derula această scenă, a interpretat leșinul mamei ca o responsabilitate personală. Din cauza mea, mama nu este bine. Inconștient, copilul de 4 ani, Andreea,
și-a asumat decizia de a avea grijă de mama. Din iubire, din loialitate, dar mai ales din dorința extraordinară de a supraviețui. Eu trebuie să am grijă de mama, ca să nu mai sufere. Decizia pe care a luat-o Andreea în acel moment, adică decizia pe care a luat-o un copil de doar 4 ani, a fost următoarea. Am nevoie să fiu mare, cât mai mare și cât mai repede, ca să pot să am grijă de mama. Am nevoie să fiu mare, cât mai mare și cât mai repede, ca să am grijă de mine, ca să nu împovăresc pe mama. Eu sunt vinovată pentru suferința mamei și tot eu sunt responsabilă de asta. Este responsabilitatea mea ca mama să fie bine. Așa cum îți poți da seama, o decizie tare nedreaptă pentru un sufletel de doar 4 ani. Însă decizia aceasta, inconștientă, a urmărit-o pe Andreea toată viața. A rămas în subconștientul ei peste 20 de ani și tot ceea ce făcea Andreea, atât în viața ei personală și profesională, făcea din aceste convingeri. Din momentul în care Andreea, ajutată, a identificat și a înțeles cauza reală a nevoii interioare de a fi mare și mai mare și a înțeles faptul că a luat acum 20 de ani această decizie, subconștientul ei a eliberat acea parte din ea care o făcea mai mare și mai mare, tocmai pentru că Andreea, adultul, a înțeles că nu mai are nevoie de toate aceste informații care au rămas stocate cu ea ani de zile. În momentul în care s-a sincronizat în interior această informație, Andreea a eliberat-o pentru totdeauna. În felul acesta s-a eliberat de acel legământ inconștient făcut față de mamă, din loialitate față de mamă, atunci când ea era pe targa spitalului. Iar acum Andreea știe despre ea că este o femeie cu adevărat liberă. Eliberând povara greutății și povara kilogramelor, eliberând povara deciziilor luate cu ani în urmă, care nu ne mai reprezintă, nu ne mai ajută, care sunt învechite și care nu mai au legătură cu cine suntem noi astăzi, la vârsta adultă, ne eliberăm greutatea. Ne eliberăm de povara greutății. Odată cu această libertate căpătată, libertate interioară, comportamentul alimentar al Andreei s-a schimbat radical. De la o zi la alta, ea vedea îmbunătățiri în felul în care alegea mâncarea, în felul în care se raporta la mâncare. Vedea îmbunătățiri în nevoia ei, care creștea de la o zi la alta, de a avea grijă de ea însăși, de a avea grijă de propriul ei corp, de a-l îngriji cât mai bine și de a-l onora în fiecare zi. Din punct de vedere alimentar, felul în care mănâncă Andreea acum și felul în care s-a transformat comportamentul ei alimentar nu mai reprezintă restricție, nu mai reprezintă o corvoadă sau o povară, ci o înțelegere interioară asumată prin care Andreea acum alege conștient să aibă grijă de ea însăși și alege ca în fiecare zi să-și onoreze corpul prin aceste alegeri echilibrate și înțelepte când vine vorba de farfuria cu mâncare. Povestea Andreei poate fi și povestea ta. Eliberează haina prea grea a greutății, haina pe care ai acceptat-o și ai pus-o pe umerii tăi
atunci când nu aveai putere suficientă și atunci când nu aveai capacitatea să iei cele mai potrivite decizii pentru tine însăți. Alege să fii și să te simți în sfârșit liberă. Iar pentru noi ceilalți, care nu facem parte din povestea Andreei, vreau să spun că fiecare dintre noi suntem povești și frânturi de viață, pentru că fiecare cară în propriul lui suflet propria lui greutate. Nimeni și pentru nimic în lume nu merită să fie judecat pentru greutatea pe care o are. Amintește-ți că în spatele fiecărui kilogram pe care cineva îl cară, se ascunde, de fapt, un munte de suferință și neputință. Și în același timp, se ascunde multă neștiință. În momentul în care afli cu adevărat care este cauza reală și motivele pentru care mintea ta te ține blocată la o greutate mai mare decât una mai mică, așa cum îți dorești rațional, abia în momentul în care afli adevărul despre greutatea ta, abia atunci îți recapeți puterea. Înțelegerea reprezintă adevărata putere. Voi încheia prin a spune că greutatea ta nu este vina ta, ci este puterea ta.